Jucătoarea de tenis de Câmpana Bogdan are un final de an de excepție. Sportiva, legitimată la clubul Steaua București, a câștigat la finalul săptămânii trecute cel mai important trofeu al carierei, după ce s-a impus în finala ITF de la Dubai în fața ucrainiencei Daria Snigur cu 6-1, 6-2. Înainte de a ridica trofeul în Emirate, jucătoarea de tenis în vârstă de 27 de ani a mai obținut două rezultate excelente în turneul ITF. A câștigat turneul de la Saint-Étienne și a jucat o semifinală la Nantes. Iar Ana nu se oprește aici. În această săptămână, Ana Bogdan evoluează din nou în hexagon, la turneul ITF de la Limoges. Totuși, între două avioane, sportiva clasată pe locul 105 WTA și a făcut timp pentru un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV. Ana, felicitări pentru acest rezultat. Ce reprezintă pentru tine titlul cu cel de la Dubai? Înseamnă foarte mult pentru că este primul titlu de asemenea valoare din carieră și bucuria a fost imensă, extrem, extrem de mare, în special pentru faptul că am câștigat, dar și pentru faptul că am învins cumva lupta cu mine, însămi. Înainte de Dubai, ai făcut o semifinală la Nantes și ai câștigat turneul de la Saint-Étienne. Cum au fost cele două competiții din Franța? Au fost niște competiții extrem de dificile. Am jucat cu jucătoare care au fost top 50 anul trecut, acum 2 ani. Este vorba de Françoise Dodin și de Vitalia Diacenco. Cu ele am avut cele mai grele meciuri în acel turneu. Au fost niște competiții destul de grele. Pentru un turneu de 25.000 de dolari, chiar nu te gândeai că pot veni jucătoare de talia lor. Într-o perioadă în care jucătoarești în vacanță sau pregătesc startul anului viitor, tu ai ales să mergi din turneu în turneu. Care e motivația? Pur și simplu am simțit că am poftă de joc, că mi-am regăsit echilibrul, bucuria, plăcerea de a juca și de a sta pe teren, de a mă lupta efectiv în fiecare meci pe care l-am de jucat. Nu se compară un antrenament cu un meci oficial, indiferent de ce turneu joci. Chiar sunt foarte, foarte bucuroasă că am ales să fac acest lucru și că mi-am ascultat cumva instinctul. După turneul de la Dubai, ocup poziția 105 VTA. Crezi că top 100 e tangibil? Am mai trecut o dată prin acest lucru și mă gândeam obsesiv la intrarea în top 100. Timp de un an de zile știu că m-am chinuit să intru în top 100 și nu reușeam până în momentul în care am acceptat și pur și simplu m-am focusat pe a-mi îmbunătăți jocul, a-mi îmbunătăți concentrarea pe teren și la fel și acum. Sunt cam în aceeași situație, doar că cred că va fi un pic mai ușor de atins acest lucru. Probabil că prin 2-3 meciuri câștigate, în continuare voi intra în top 100 din nou. În perioada 16-22 decembrie vei fi la Limoges, iar în turul 1 o să joci cu olandeza Arantxa Rus. Ce așteptări de la acest ultim turneu pe 2019? Nu pot să spun că am așteptări, sincer. Exact cum am jucat și ultimele turnee la care am participat, m-am dus și efectiv am luat meci cu meci. Nu m-a interesat ce va fi în următoarea zi, efectiv luam fiecare zi în parte, făceam cât de bine puteam în ziua respectivă, aproape de 100%. Toată energia mi-o concentram în acele ore în care eram pe teren și încercam să-mi fac treaba cât mai bine acolo. Sper să fie bine din nou și la acest turneu, mai ales că este ultimul din acest an, și să petrec apoi sărbătorile cu bine în familie. În februarie ne așteaptă meciul de Fed Cup cu Rusia de la Cluj. În primul rând că îmi doresc din tot sufletul să câștigăm, să luptăm și să fim o adevărată echipă, așa cum am fost în Cehia. Eu țin minte, pentru că acolo am fost și eu prezentă și eram o adevărată echipă, eram una pentru cealaltă, efectiv. Luptam una pentru cealaltă, ne transmiteam energie pozitivă și acest lucru s-a văzut, clar s-a văzut. Ne-am ridicat una pe cealaltă și asta îmi doresc să fim în continuare, să avem o echipă puternică, să luptăm și să învingem. Unde îți vei petrece sărbătorile de Crăciun și ce îți dorești să-ți aducă moșul? În primul rând să-mi aducă multă sănătate, ca să pot să fac în continuare ceea ce fac acum. Liniște și armonie în familie și alături de prieteni și de oamenii apropiați, pentru că ăsta este lucrul cel mai important de care cred că are nevoie fiecare dintre noi. Ca să mai spun de un sportiv de performanță, cu siguranță avem nevoie de acest.
acest lucru, pentru că atunci și noi vom fi echilibrați și vom avea liniște pe teren sau în sportul pe care îl facem. Iar sărbătorile cred că le vom petrece acasă, le vom împărți cumva la Sinaia și la Câmpul Lung, așa facem în fiecare an. Mergem și la părinții mei și la părinții lui și cu siguranță va fi foarte frumos. Ce îți propui pentru prima parte a anului 2020? Îmi propun să fiu la fel de concentrată, ba chiar mai bine dacă se poate, să merg cu aceeași energie și cu aceeași gândire pozitivă, să dau totul efectiv atunci când intru pe teren, să joc la capacitate maximă. Sper să am rezultate din ce în ce mai bune și la turnee mai mari și să fie un an cu totul deosebit. Suportelor Stelei le doresc un an excepțional în 2020, cu mai puține emoții și cu mai multe rezultate deosebite. Crăciun fericit alături de cei dragi, Crăciun cu pace, lumină și iubire în sufletele voastre. Forța Steaua!